Bine ați venit, dragi copii! Să aveți un sabat fericit! Am meditat mult săptămâna asta ce povestire să aveți voi astăzi. Și pentru că e vacanță și poate vă e dor de școală, m-am gândit să vă pun câteva întrebări. Pentru că voi mergeți o zi în plus la școală decât ceilalți copii. Voi ați venit la școala de sabat, nu? Și probabil știți mai multe decât alți copii despre Biblie, nu-i așa? Mă gândeam să vă dau un fel de test. Cine ar putea să-mi spună o întrebare simplă? Prima carte a Bibliei. Mâna sus. Genesis. Perfect. Care e ultima carte a Bibliei? Revelation. Așa, Apocalipsa, da? Câte părți are Biblia? Se împarte în două bucăți mari. Două? Da. Știi și tu? Vechiul și noul. Testament, bravo! Așa este. Deci, se vede că ați fost pe la școala de sabat, da? Și înseamnă că ați citit mai mult din lecțiuni și ceilalți copii nu știu atâtea lucruri ca voi. Am citit și eu o povestire despre un băiat așa pe la 7 ani care credea că dacă face puțină curățenie sau își aranjează patul, merită niște bani, da, pentru treaba asta. Și părinții lui i-au spus că noi vrem să-ți dăm niște bani, dar nu pentru lucrurile astea care oricum trebuie să le faci, să fii responsabil. Când crești mai mare, să știi și tu să aranjezi o haină, da? Și i-a zis așa, dacă vrei să primești niște bani în plus, te provoc să citești în fiecare săptămână câte cărți poți tu și să scrii un rezumat scurt. 2-3 propoziții despre ce ai înțeles tu. Și în felul ăsta, băiatul făcea bani. Dar mai era o condiție. Credeți că cu banii ăia putea să își comande jucării de pe internet sau așa ceva? Nu. Trebuia să cumpere tot cărți. Deci, care-i morala? Băiatul ăsta a ajuns foarte avansat. De la un copil care nu era bun la învățătură, a ajuns chiar primul. Și mai târziu, când a crescut mare, a intrat la o școală foarte bună. Și tot ce a făcut el în viață s-a datorat faptului că părinții lui nu l-au lăsat să stea lipit de televizor, de tabletă, de telefon, ci l-a pus să citească cărți bune, așa cum aveți și voi. Cu siguranță aveți acasă cărți bune. Deci, vă provoc ca de acum înainte să citiți și să creșteți niște copii valoroși, înțelepți și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc de atenție!